Hei, frici, bine, mă găsim un nou clip pe canal, să mergem și pe YouTube. Astăzi ne facem un episod din praz la haitucilor, altul de Cal Mihai, care filmează și el. Exact. Filmăm episoade în comun, dar amuzante, cum vreți voi. Și da, hai, Mihai. Ok, în caz că mă întrebați de ce textura asta este better vanilla, okay. Și de asta se vede, ce mi-a reșantat se vede mai diferit. Stai, e full, așa. Noi, oameni buni, am mutat de acolo, de unde ați văzut în videoclipurile anterioare și nu spunem de ce, nu spunem de ce. Exact. Așa. M2 vine de la Mihai, DL2, și adică G5. Hai să reprezentăm întâi ce am făcut pe aici, nu, Mihai? Da, așa. Hai. Deci, în primul rând, luăm găinile. Am luat niște ouă de acolo, le-am adus la noi, da. Și uitați-vă câte găini avem acum. Deci uitați-vă câte găini, da, avem aici puține găini, adică multe găini. Stai să vă mai prezint, acolo M2 de la Mihai 2010 și G5 de la Gamer 5, aici avem portalul către Nether. Și da. Stai să vă mai arăt, aici este casa noastră, noi vrem să facem multe camere, aici ne-am stabilit noi. Uite, Giver, nu o să arătăm casa, eu nu o să arăt casa efectiv. O să arăt eu casa, o să arăt, deci asta este intrarea în casa, aici avem două cascade. Și casa arată cam așa, încă nu este terminată, mai avem puțin aici, avem... Avem enchanting table-ul și gândiți-vă, oameni buni, că enchanting table-ul nu are cât am crezut noi, că are câte cărți trebuie să... Exact, deci noi deja am făcut cu level 30 pe enchanting table, dacă vă vreau să crezi. Bun, Mihai, stai puțin, eu mi-am pierdut ex-ul, Mihai. Eu am unul cu efficiency 1, dar e ok. Ți-am luat un ex de la tine, Mihai, bine? Ok. A, era la mine inventar, de fapt mama lui, dar ți-am luat un ex aproape consumat. Astăzi, oameni buni, o să facem ferma, în primul rând. O să facem ferma și vom merge să căutăm un treasure map. Am eu o grămadă de seed-uri, am... Și eu am un stack și 57. Întâi vreau să eu facem locul. Eu am 3 stack-uri și 1. Hai să facem un loc. I hope, dai să te arăt cum să facem. Am. Deci... Stai, am grătă cu apă, Am unit Alex, ok. Da, suntem cu Alex pe server, așa, bun, hai. Deci, cum vrei să facem? O intrat și sfagic. Ia un pic ca torțele alea. Ia și aia. Te trebuie să facem. Deci, în tot locul ăsta o să facem fermă. Ok, bun. Hai să, da, bă, stai. Fii atent, Mihai, nu ai de fapt, nu, în alt episod facem. Bă, să-l facem în munte, ce zice aici? Băi, aș vrea sincer. Bă, hai pe acolo pe la casă să facem ferma, dacă vrei tot în munte. Pe acolo pe la casă. Nu, hai. Știi? Atunci facem etajat. Nu, lângă, și după aia facem și etajat. Că oricum nu cred că o să ne ajungă numai pe un rând, zic și eu. Atunci, bă, vin aici. Atunci să facem aici. Să facem copacul ăsta. Aici vrei să facem? Da, că e mai fain, e mai sus. Ok, și ne să pun în muntele ăsta, gen? Mm-hmm. Și facem niște scări pe acolo prin perete ca să urcăm la fermă, perfect. Da. Și punem și aici niște uși. Dar întâi trebuie să denivelăm un pic. N-am lopată, trebuie să mă fac. Am eu. Ah, ok, bine. Aici mai am pickex, că trebuie să ne intrăm un pic în munte. Am un pickex cu... Astea să mi l-au pe la slab, totuși. Eu joc cu efficiency 4 și am breaking. Dar nu o să mă zic ăla cu efficiency, bă, Mihai. Bă, eu n-am probleme, sincer. I am breaking. Am breaking 3. Atunci e bine. Bun, hai. Bă, dar nu facem la fel aceeași tactică cu TNT-uri, care am făcut-o și la casa de jos. Păi da, frate, dar nu mai avem sand deloc. Nu mai avem sand. Așa. Las că să facem, să zic așa. Am o întrebare. Acum, nu știu, poate mă crede snub. Dar cu ce te ajută cactusul atât de mult de se fac ferme automate de cactus? Bă, sincer, și pe mine o să mă credeți snub, dar știa mai încolo, dar... știu că dacă îl prăjești se dă green dye, dar ce așa de important green dye-ul ăla? Nu știu nicio. Mai săpăm în sos, Mihai. Nu, în sus doar 3 blocuri. Doamne, doar 3 blocuri așa. Te duci, te rog să iei niște dirt până fac eu aici. Eu niște dirt. Da, deci avem o insulă foarte frumoasă. Prea noi să mergem în să luăm elitra, dar o să vedeți voi. O să batem... De fapt, o să batem toți în dragonul, numai că nu. Numai că nu, da. Și nu azi, chiar dacă i-au găsit netherite, doamne, derbis, adică debris, dar eu zic derbis, am zis și voi. Eu zic netherite, nu știu ce. Dar, da. Mi-ai spus să aduc niște dirt, corect? Da. Stai că sunt prost, că eu n-am adus. Stai că am aici, nu-i de ajuns 25, corect? Nu. Creeper la noi la bază, Mihai! Nu, lasă. Am fugit. Ce idiot, bic. Pune puțin pe peaceful să se despawneze. Nu pot. Cum nu poți?
Stai. Cum se numește? Scrie Sage Game of Peace. Hai mă, vino. Hai mă, fraiere, vino. Hai. Bă, vezi că dacă... Hai, dar stai să vină, să vină. N-aș că bat eu. Hai mă, mă mucea. Ne batem cu un creeper în puii mei. What the fuck? Aolo, creeper și mie. Să nu spune că s-a blocat în copac. Uite! Te urăsc, creeper. Nu, deci dacă îl prinde tunetul, am belit-o. Cum știu. Nu i-am dat nicio bucată. Fugi de acolo, fugi! Bă, dar fix acolo, mă! De Wither Clear, rapid. Mami, bă, i-am dat ăsta, i-a obosit. Bă, hai. ai arc, Mihai. Ah! What? Da, e o pică puțin serverul. Ai arc, Mihai. Nu vine, hai. Ai arc. N-am arc. Da, hai că a venit. Deci după tine, fugi! Hai, mă, fraiere, hai. Ești tare nas. Nu! Ok. Fugi. Dă-i, Mihai, dă-i! Bravo, bine! Bun, hai pe... Îmi stă inima, stai bă! Stai să văd cât am filmat, Mihai. Știi ceva? Ce știi? Pune tu aici torțe ca lumea, că nu mai... Mamă, ce s-a întâmplat acolo? Am filmat 6 minute, ok. Ce? Ce pune torțe aici ca lumea, că nu mai... Da, bă, dar oricum se spunează. Da, avem torțe destule, Mihai. Hai! Nu? Bă, dar nu ne ajunge, mai trebuie să săpăm cam... Am 3 securi, Mihai. Mai sapă. Atunci sapă, fii atent, uite la mine, sapă aici tu trei încolo și după aia razi tot cobblestone-ul și eu trei încoace. Ok. Deci de aia zic că ne-ar trebui mult, cam 3 stack-uri pe urmă. Sau facem pe două etaje, gen... Pe două etaje, asta vreau să zic. Ah, ok, bine. Și nu știu dacă o să nu se da, subscribe la Gamer Cisco să vă bânte Fantoma Gasper. Am uitat să spun. Bă, dar pune și tu tot aici, trebuie să punem tot. Bine, o să facem și design, dar nu neapărat. Cu glowstone, Mihai, putem pune cu glowstone. Da, mă, chiar, ca să fie design fain. Și vreau să punem și lemn pe pereți, o să fie interesant. Ok, bun. Ok, stai că eu nu știu cum să arat toată chestia asta. Să zic, eu n-am level 30, asta e puțin cam... Eu am 26. Eu am 24. Deci o să să facem și level 30. Dacă ei ne facem o fairbar de bobi așa, clasică, știi, să măcar să facem XP. Știi cum zic, Mihai? Dar știi cum e ferma aia de mobi? Adică nu. Pui un... A, dar trebuie să devenim villageri. Sau putem face într-un loc întunecat și punem acolo niște apă și aducem mobi jos și noi le zicem. Da, ne chinuim 10 milenii să găsim un mob spawn, orice nu mai vine. Da, e mai simplu să facem o fermă. Gata. Și, bă, aici, în partea, trebuie să delimităm. Aici o să vină chesturile cu ce o să avem. Ok. Hai să delimităm. Ok. Bun, eu mă apuc să pun dar pe jos, să știi, Mihai, bine? Da, apucă-te, dar tot să pui dar, deci tot să fie dar. Tot. Păi tot ce e aici, practic. Da, cred că o să filmez două episoade, Mihai, că nu o să-ți ajungă un episod, nu? Bă, dar la mine că e chestia, că eu încă... Nu știu de ce nu mai poți filma tu cu OBS-ul, am făcut o reclamă. Nu știu, ai problemă. Unul și-a resetat Windows-ul din cauza OBS-ului. Nu, faza e că eu o să trebuiască să mă duc să mănânc, știi, Mihai? Și de aia zic să filmez două clipuri, adică termin clipul ăsta și eu o să mă duc să mănânc și prea filmăm și pe al doilea, știi, cam asta zic. Dar de ce acoperi? Că acolo o să... De ce acoperi, Mihai? Pentru că, bă, aici nu o să mai fie dirt, aici o să fie chest-uri cu ce... Ah, da, ok, bine. Bă, mi se duce pickaxe-ul cu efficiency 1. Hai că folosesc pe ăsta cu a breaking. Stai că eu fac în fiecare colț, pun un glowstone. Ok, bine. Mamă, ce cum sparge astea cu a breaking, ești prost. Cu efficiency, poate. Pe efficiency și am breaking. Efficiency 4 și am breaking. 3, am pe el. E bun la breaking, o să știi, eu mai de mult nu credeam că e util la breaking-ul, dacă am ajuns la concluzia că și astea se sparg repede și trebuia un breaking. Corect? Corect. Și nici, până acum eu n-am realizat că de OP are una de diamond. Dar nici eu. Am crezut că eu să o scune. E, hai să nu exagerăm, dar din nou, e totuși, ai șmecher, te puteai le dădea la prietenul, uite pe lumea mea, am una de diamond, știi, dar... Bine, acum ai noi derbis. Da, eu tot nu-mi place netherite-ul, sincer să zic. Nu știu ce să zic. Mie mi se pare că o stricat joc. Bă, noi suntem și... Nu, hai să ne exagerăm, dar noi suntem și veterani, frate, noi suntem obișnuiți cu ăla, nu cu netherite. Și noi suntem obișnuiți cu diamante, știi, eu încă am ideea asta, că cel mai bun...